Salutare, dragi prieteni, bine v-am găsit la un nou videoclip de pe acest canal. Sunt la vecina mea și am vrut să vă arăt găinile, dar nu prea pot că ele au făcut praf. Uitați, se vede în fața telefonului. Uitați aici, aceasta este o găină de la mine, eu i-am dat-o. Și o mai are pe aceea care i-am dat-o eu, dar nu se vede. Este superbă aceea. Dar este foarte bătrână, are 9 ani și aceasta este de la mine. Are două negre, ar trebui să aibă. Aceste albe sunt toate de la ea și cocoșul a venit o cloșcă cu ele toamna trecută. Și aceea este de la mine, este un metis de găină pitică. Uitați ce frumoase sunt acestea. Acum am eu grijă de ele că ea nu poate și da. Cocoșul este cam sperios, adică și când vin să le dau mâncare. Stați că nu le-am amestecat bine greul cu porumbul. Aici au și apă. Au și acolo apă. Da. Uitați, aceasta este preferata mea dintre găinile ei. I-am dat-o eu acum mulți ani, dar nu știu exact. Eu zic că nouă, dar cred că mai mulți. Se vede pe capul ei că este, hai, bătrână. Și pe picioarele ei. Și uitați aici ce grăsime are. Este foarte grasă. Nu sări! Face încă ouă. Uitați ce praf au făcut. Face încă ouă aceea. A, nu se vede. Stați, poate dacă opresc lițul. Acum nu se vede de întuneric. Da, așa. O să le las în pace că sunt sperioase. Oricum ele nu ies de aici, deși eu le las ușa deschisă. Și se culcă foarte repede. La ora 4 pot să vin deja să le închid că dorm. Sunt toate acolo și dorm. Stai să încerc acum că poate nu mai este praf. Că s-au calmat. Da, tot este. Dar totuși se vede mai bine. Dintre acelea sunt vreo 6 pui, cred că 3 așa albe și cu încălțătură și 3 așa cu grijă la gât și cu încălțătură. Și una, aceea este mama lor. Ea a avut, vecina mea, și foarte mulți iepuri. Bine, cuștile acestea erau bune mai de mult când avea acolo, acolo, acolo era ușa care cobora așa. Da. Uitați-le, am zis ieri că poate o să fac vlog și acum dimineața am zis să fac. Ele ouă mai bine ca și a mele, ca și găinile mele, deși sunt mai puține. Sunt vreo 14 găini și un cocoș, cred. Da. Uitați, cocoșul cum o împinge pe aceea și o să cadă de acolo. Cocoșule! A sărit în cușcă. Și aceea și dacă este bătrână, încă ouă, un ou așa alb, uitați iarăși așa, se bagă, uitați cum s-a băgat pe sub el. Haideți să mă dau în partea asta, poate vreau să iasă vreau una afară. Aici fac ele ouă și acolo. Hai, nu? Vreți să ieși afară? Hai, că eu vă las. Dacă are ieșit cocoșul, fac pariu că ar duce mai multe după el. Acum cum tot sar, fac praf mare. Da, haideți să le lăsăm și da, prieteni. Am zis să fac un video să vă arăt în special pe găina aceea ce culoare frumoasă are. Bine că și celelalte sunt frumoase și aceasta este de la mine. Îmi spunea vecina mea anul trecut, uitați ieșitura, îmi spunea vecina mea anul trecut. Haide, capul meu ce mai sar.
Că acea golașă timp de 2 ani a făcut un ou, a făcut ou mic și după aceea iarăși a început să facă ou normal. Aceasta este metis de găină pitică, roșie, aceea. Da, haideți să le lăsăm. Acesta am fost eu. Nu uitați să dați un like, să vă abonați. Până data viitoare. La revedere!